Printre măsurile de protecție avute în vedere odată cu redeschiderea târgului de la Goranu, se numără reconfigurarea amplasamentelor de vânzare, astfel încât să se respecte distanțarea de siguranță, dotarea cu dispensere cu dezinfectant de mâini, afișarea de anunțuri informative și de avertizare și dezinfectarea întregii suprafețe comerciale. Târgul de la Goranu, administrat de Piețe Prestesa, va avea același program de funcționare ca și înainte de suspendarea activității, respectiv în zilele de marți, vineri și duminică din fiecare săptămână. Și strandul Ostroveni își deschide porțile pentru sezonul estival 2020 cu respectarea tuturor măsurilor în vigoare pentru menținerea distanțării și a unui climat de siguranță. Tarifele de acces sunt neschimbate față de ultimii 2 ani, 15 lei biletul de intrare pentru adulți, 8 lei pentru copii, tot neschimbate rămân și facilitățile instituite încă din anul 2017 pentru mai multe categorii de persoane domiciliate în municipiu. Acces gratuit în zilele de luni până joi pentru pensionari, pentru copiii proveniți din centrele de plasament, în grup organizat și însoțiți, și pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, precum și acces gratuit permanent pentru copiii sub 5 ani. De asemenea, după ora 18, intrarea este liberă. Gracias.